Na, bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un episod din Zâmbăta cu Satana. Afară ninge. Foarte, foarte ninge afară. Ce, vă deranjează hainele alea de acolo? Mie-mi plac. Dacă nu vă plac, ignorați-le. Și mai ales hârtia asta igienică, să o ignorați-le. Aia nu, aia de acolo. După cum am zis, bine v-am găsit la un episod. Nu știu de când pula mea n-am mai filmat. Mi-am rearanjat puțin camera. Dacă ați vedea ce am pus așa în față, vă arăt? Vă arăt? Nu vă arăt? Dar bine, hai că vă arăt. Aici birou. Și deasupra biroului Nicei. Începem de acolo, din colțul ăla. Acolo e o brățară cu pești. Acolo e consola, acolo nu știu ce pula mea, un șervețel acolo. Acolo e un pahar de shot cu Jäger primit de la voi. Nu știu ce pula, e portofel, ce e acolo? Pula mea știe. Acolo e o bufniță care te hipnotizează. Locul unde fac metamfetamină. Ceva ce am primit din greșeală prin poștă, centura mea l-a fumat, jocuri primite de la voi, șaietă primită de la voi. Vedeți, ar fi fost rafturile goale dacă nu erau frandile voastre. Ăla e Slark din Dota, dar o băuc, o leșinat. Arsenie Boca acolo, frumos, frumos, elegant. Un șerpe, nu știu dacă e real, dar nu mișca de câteva zile. Un pistol. Ah, stai mă, că a mai fost paci. Am uitat să arăt pistolul. Păi e nevoie, dacă faci metamfetamină, trebuie și pistol, că nu știi niciodată. O rățușcă, șervețele, nu știu ce e acolo, ochelarii mei cu care mă duc la facultate. Vedeți, și intenționez să umplu toate rafturile. Și mai știți că v-am zis că nu mai mere trepiedul. Vreți să vă arăt noul meu trepied până îl repar? De pe ăla filmez, de pe ăla mă vedeți voi pe mine. Eu, mersi. Așa că, oameni buni, mersi. O să-mi aprind o țigară. Să știți că n-am fumat două zile. Tot am tentative să mă las de fumat, dar nu se poate, mă, numai nu se poate. Dar oricum scăpați mai repede de mine, măcar. Până fumez o minunată asta mea țigară și o să mă uit afară cum ninge, o să citim între timp propunerile. Recită versuri de Eminescu, dacă tot era ieri ziua lui. No, hai că vă citesc eu versuri de-a lui Eminescu. Stați că știu eu o poezie de-a lui Eminescu. Ia, poezia se numește Ia te dă. Ia te dă cu curul în coace, că să caut ce îmi place. Poezia e pe bune, deci serios. Ia te dă cu curul în coace, ca să caut ce îmi place. Pleacă mi-te în jos aici, rochia ta să o ridic, rochie, cămașă, poală, că la curs îmi da, rămâi goală. O să vă las un întreg link, care are mai multe, băiatul. Deci, marele pervers poet național are mai multe poezii de astea. O să vă las un link în descriere să citiți, să duceți la profii voștri de română, bă. Să facă, cum se zicea, comentariu pe text sau cum. Să găsească epitetul din Ia te dă cu curul în coace, metafora, mă scuzați. Vrei niște tămâie, m-am lăsat. Nu lăsați că minte. Hai să nu. Hai la băut. Bă, nu știu, e grav, mă, cu tinerii din ziua de astăzi, mă, numai cu băut, mă, dar de biblioteci, mă, școală, facultate, numai. Sunt un cățel, sin, fă backflip. Restul trebuie să-ți imaginezi. Sar de pe scaun. Restul trebuie să-ți imaginezi. Ruleta rusească a lui Codrin. Bă, ruleta mea rusească, știți cum e? Nu-i cu glonții, cu glume, și în loc de 5 sloturi am 800 de sloturi. Și una la 800 de încercări de a face o glumă e reușită la mine. Așa mereu ruleta rusească la mine. Mulțumesc. Da, oameni buni, de când am mai făcut eu Zâmbăta cu Satana, ai de capul meu, s-o și apucat să ningă de când am mai făcut. Na, vreți să fac gluma aia? Să fac gluma aia? Să o fac chiar serios? N-am mai făcut Zâmbăta cu Satana de anul trecut. O să știm că trecem în următorul prag al evoluției, când nu o să mai auzim gluma asta niciodată. Doamne, fug eu. Așa că, oameni buni, eu am jucat până la 6 dimineața seară, până la 6 și 17 minute, dacă mai țin minte. M-am trezit la 1 și 34, dar numerele astea chiar sunt corecte, bă, eu nu știu cum le țin minte. Și m-am gândit să fac ceva, o să vedeți despre ce e vorba. Așa că, hai de înainte, cu Zâmbăta cu Satana! Bă, muie! Ceau, ce faci? Nu ne-am mai văzut de mult. Adevărul e că putea fi și mai mult ulei acasă. Adevărul e că da. Da, da. Da. Deci pleci să ne vedem mai acolo? Nu plec, mă, câine, mă, cum să plec? Mă, iar zi, ce n-ai mai reușit să faci de când nu ne-am mai văzut? Bă, m-am schimbat oleacă camera, îți place cum arată? Ce am mai făcut cu camera asta, zici că e bunker, mă. Am zis, ziceam că am schimbat puțin cum arată. Păi și ușa unde e, mă? Roberto, ușa e în același loc. Mă deranjează atitudinea ta. Ai vorbit frumos. Ce sunt?
Cum de nu mai ai jurat? Păi hai să zic, mă. Mă plimbam într-o zi cu rola mea. Cu rolele, cu rolele, adică. Nu mă, că am numai una. Și văd mă o pix de bună pe stradă. Așa, și? Și am pus o combin. Am urmărit-o pe stradă. Așa combin tu fetele? Păi cum altcumva, mă, ca în Human Centipede. Mă, și m-a văzut, mă, că vin după aia cu rola mea, mă, și s-a dus mai departe. Adică mă gândesc că nu e imaginea ideală de bărbat asta. Bă, și am văzut până la urmă că a intrat într-o bibliotecă, mă. M-am oprit, am tras aer și mi-am zis, bă, am fost la manele, am fost și la școală câțiva ani, mă, dar în bibliotecă, mă. Și ce s-a întâmplat? Mi-au legat un rola după un copac și m-am sacrificat, m-am dus după ea, mă. Dai seama ce sacrificiu. Bă, în viața mea n-am intrat după o fată în bibliotecă, mă. Asta îmi plăcea mult. Da, dar nu, și totuși, cum mai ajuns să vorbești elevat? Bă, ea era la categoria sci-fi și citea. Mi-am luat și eu de acolo biblie și m-am dus după aia puțin mai încolo. Bă, după s-o muta, bă, la altă categorie, după aia la asta, așa m-a ajuns, mă, să citesc 14 cărți din greșeală, mă, tot așa făcea capul după prima carte, mă. Ce legătură are? Bă, păi m-am făcut mai deștept din greșeală, mă, tu, dai seama, mă, ce înseamnă asta, mă. Așa, păi și nu te bucuri? Cum să mă bucur, mă? Cu cât ești mai inteligent, cu atât de vită, mai trist. Eu nu înțeleg, cum se leagă toate astea? Păi acum am ocazional scăpări de inteligență. M-am dus la doctor și-o zis că dacă mai vorbesc aiurea cu sens, să fac așa, fu! Aha. Și cu fata aia reușit ceva până la urmă? N-am mai găsit-o, măi. M-am ales și cu un abonament la bibliotecă. Asta e, să mai întâmplă și dezastre în viața. Da, apropo de dezastre în viață, mă, unde e dracu? Au rămas la Oradea. Cum și? Păi și nu mai vine să stea cu noi. O zis că nu mai vine înapoi până nu-i recunoaștem importanța. Ia, oi, lasă, știi că oricum nu-i revine până. Eu zic să-l sun și să-ți cer scuze. Pentru că nu-i cunoști valoarea adevărată, mă. Te crezi la Pawn Stars și de alea. Și dacă nu mai vine, mă, niciodată înapoi, ce facem numai noi doi, mă? Lucrurile care sunt al doi n-au fost niciodată bune. Sfânta treime, triunghiu bermudelor, relațiile, trinitas, totul se mizează pe trei, mă, pe trei. Până și dumnezeirea, mă, dumnezeirea e o cărămidă, mă, pământ, apă și foc, mă. Dacă lipsești un element, nu mai e cărămidă. Pământ cu apă dă noroi, apă cu foc dă abur de cela și mai pământ cu foc, secetă. Sau Miley Cyrus. De ce o cărămidă? Că-ți vine în cap și te face praf dacă nu crezi în ea. Timpul, mă, trecut, prezent și viitor. Un trecut cu un prezent, dar fără viitor, mă, ce? Cariera ta sau ce? Un trecut și un viitor, dar fără prezent, mă? Ca și victimele societății, mă? Un prezent și un viitor, dar fără să știi de unde ai venit, mă? Nu se leagă, mă, nu-i bine. Copacul, mă, rădăcină, tulpină și coroană. Ce e ăla copac numai cu rădăcină și cu tulpină, dar fără coroană? Au copac și coroană? N-au. Dacă are numai tulpină și coroană, mă, la primul vânt, eu dacă o omor, mă. Dacă are numai rădăcină și coroană, mă, nu face nimica legătura între ele. Așa ca și cum ți-ai comandat de pe eBay un vibrator, dar tu vrei să ți-l bagi în cur, dar nu ți-l livrează nimeni acasă, mă. Bazuca, mă, ecosensul și... Ăla mai era încă un, nu mai știu eu. Un cățel șchiop, are 1, 2, 3 picioare. Serio? Poate s-o sătura de noi. El de noi. Poate e momentul să lăsăm să plece, bă, câte. Bă, dar nu-mi zi asta, mă. Dacă și-o da seama că nu mai vrea să fim prieteni, mă, că are vise mai mari, mă, aspiră la mai mult. Aveți un mesaj vocal nou în pizda, măti. Pe trend, mă, mi-am dat toți banii pe curve, mă, m-am scurs în WC, vreau niște ciorbă și niște suc când ajung. Du-te, bade, du-te, ceai, pe autobuz și sub tramvai. Mașina să nu te ocolească, dă văstătine să nu se mai oprească. Doamne buni, ăsta a fost videoclipul de astăzi. Poate a fost scurt, nu știu cât e, că nu l-am văzut încă la montaj. Dar eu m-am trezit azi dimineață și pe dracu, chiar l-am uitat la Oradea, când mi-am făcut bagajele și ne-am dus acolo. M-am trezit azi dimineață, azi după amiază m-am trezit și astea au fost ideile care mi-au venit în cap să le filmez. Sper că v-a plăcut oricum. Ia cald de caloriferul ăsta. Ai fugit, doamne, bine. Oameni buni, sper că v-a plăcut videoclipul și ne ai de pula mea arde. Sper că v-a plăcut videoclipul, oameni buni, și ne vedem data viitoare. V-am pupat!